Cei care s-au născut în zodia leului vor avea în ziua de 6 iunie destule impulsuri spre o viață sentimentală sau spre o împlinire trupească și sufletească. Au așteptări mari de la viață, mai ales dacă sunt tineri, sunt nerăbdători, sunt pătimași, sunt entuziași, sunt debordanți, sunt plini de energie, au visuri, au proiecte, au dorințe, au speranțe și nu prea mai au răbdare, mai ales că ultimile 3 luni nu au fost deloc confortabile pentru trăirile lor. În plus, de curând, nodul sud al lunii a intrat în casa a 5-a a sentimentelor și îi motivează puternic să iasă din starea de singurătate, de tristețe, de izolare, de neîndoială, de neîmplinire. Vor să nu mai fie singuri, vor să fie iubiți, vor să iubească, vor să trăiască, vor să își manifeste personalitatea în forme de exteriorizare care presupun participare la activități culturale, sportive, la o viață publică, socială, care să le dea un sentiment de plenitudine, ceea ce este absolut firesc pentru orice ființă socială. Cam mare aventurismul și uneori excesele își pot face loc ca o incapacitate de a se abține în fața unor provocări, bucurii și oferte ale momentului. Între 7 și 8 iunie, din punctul de vedere al sănătății, discrete preocupări legate de starea de sănătate sunt implicate niște segmente organice și niște ipostaze fiziologice care nu sunt noi. Ele reprezintă locurile șubrede în organismul unor persoane sau chiar bolile cronice instalate cu un timp în urmă. Legate de sistemul osos, de musculatura și fiziologia picioarelor, mai ales în segmentul inferior, genunchi, gambă, apoi de latura digestivă, metabolică, de regimul zahărului și, în unele cazuri, dacă este vorba de femei care au născut, de capacitatea de a alăpta. Se mai pune și o altă problemă care nu are neapărat legătură cu starea de sănătate în sensul în care sunt foarte bolnavi și foarte speriați. Nu despre asta este vorba. În schimb, simt nevoia să se informeze, să se lămurească. Citesc cărți, tratate, o documentație medicală, pentru că unele persoane născute în zodia leului încep să-și pună probleme. Unele țin de specificul acestei zodii marcate încă din tinerețe de o solicitare a laturii cardiovasculare. Alteori poate fi vorba de boli și afecțiuni instalate în copilărie, în adolescență, în tinerețe, care acum le dau de furcă. Nu într-un chip dezagreabil, să nu își poată desfășura munca și viața în mod obișnuit, dar suficient de deranjant încât să nu le dea pace. Pentru moment, consultarea nu se va face pe direcția pacient-medic, ci pe direcția individ, temă generală, noțiuni fundamentale. Vor să știe despre ce este vorba. Vor să se confrunte cu ipostaza neutră, didactic am spune, a felului în care este prezentată o boală într-o carte de medicină pentru practicanți, pentru studenți. Vor să învețe, vor să afle, vor să se pună la punct poate și cu o terminologie, vor să vadă în cazuistica prezentată într-un tratat cum evoluează o boală, să facă comparație cu ceea ce simt și la un moment dat să-și dea seama dacă îi privește sau nu. Tendință ridiculizată de către unii medici care vor spune că acesta este amatorism, că nu se pricep, că să lase lucrurile pe mâna specialiștilor. Bun, e punctul acelora de vedere, numai că nu poți împiedica niciun om care are un loc de suferință în organism să nu se intereseze și să nu se lămurească. Iar cunoașterea de sine și cunoașterea trupului este chiar o datorie, este o obligație a fiecăruia. Și această etapă, mai mult sau mai puțin consolidată, trebuie parcursă, așa încât este chiar bine să facă acest lucru, acest recurs la un reper clar. Sigur, consultul la medic este una, dar felul în care ei înțeleg la un moment dat să privească suferința lor, trebuie să treacă și prin această formă, autocunoaștere, verificare, plus de informații, lămurire de sine. Din punctul de vedere al locului de muncă, nu este vorba de aspecte noi, aceleași nemulțumiri, aceleași frustrări, aceleași limitări, aceleași neputințe și aceeași incapacitate de a ieși dintr-un tipar dezagreabil lor. Același regim de muncă, pentru aceiași bani, cu același efort, cu același stres, cu aceleași regrete. Că au pierdut cândva trenul, că nu au acceptat o ofertă, că nu au suficient curaj să se smulgă dintr-un loc de muncă care le oferă puțin, mult prea puțin.
Doar că acum, în aceste săptămâni complicate pentru instituția în care lucrează cu siguranță și pentru economia națională în ansamblu, este mai greu să facă ceea ce n-au făcut vremuri mai bune. Și atunci apar niște regrete, apar tot felul de tendințe de a analiza și de a toca un subiect până la epuizare, dar și până la plictiseală și până la stres, aprofundând în felul acesta niște nemulțumiri mai vechi, niște enervări și ridicând cota de stres la un nivel mai puțin indicat. O să le fure liniștea, somnul, o să le mănânce capacitatea de a se calma și controla, îi va transforma niște persoane obosite, lesne, iritabile și mai puțin dispuse să facă un sacrificiu de sine, de timp, de muncă, de răbdare sau de dedicare, ori chiar de risipire a energiei. Între 9 și 11 iunie la prânz, relațiile parteneriale pot să treacă printr-un impas sau printr-o situație mai puțin previzibilă, apar blocaje de unde cu gândul nu gândeau, apare câte o persoană care introduce un factor de autoritate, de superioritate, de dominare, de impunere a voinței, pe care nu îl bănuiau, care nu le convine, care este cam abuziv, așa încât cei născuți în zodia leului au toate motivele să nu accepte acea premisă, să nu accepte nici dialogul, nici propunerea, nici soluția, dar în schimb ei nu prea au ce să ofere. Și atunci este vorba de un impas, mai ales dacă este vorba de discuții care au legătură și cu statutul lor public, le poate afecta credibilitatea, imaginea sau simpatia de care se bucură. Nu este un moment al rezolvării, ci al constatării a ceea ce pot sau nu pot să facă pe direcția unui conflict declanșat cu destul de mult timp în urmă. Între 11 iunie după ora prânzului și 12 iunie, posibil beneficiu, avantaj sau mic câștig, ori soluție fericită de moment în plan patrimonial sau financiar. Poate să fie rodul, finalizarea unui demers vechi de săptămâni, luni, poate să fie împlinirea unei dorințe de cine știe cât timp, un an, doi. Poate să fie însă și numai o speranță și cei născuți în zodia leului să-și alimenteze această dorință de mai bine, ca și cum ar fi un vis frumos. Ce ar fi dacă ar câștiga? Ce ar fi dacă s-ar rezolva și s-ar încheia un proces, o succesiune, un partaj și ar intra în posesia unor bunuri sau unor cote cu care, într-o înțeleaptă administrare, ar ajunge la liman, ar scăpa de necazuri, de datorii și de griji, de grija zilei de mâine. Rețineți că din punctul de vedere al relațiilor de prietenie, întreaga săptămână se pune un accent special. Unele persoane care au ajuns în apropierea celor născuți în zodia leului pot să fie de un real ajutor. Îi pot ajuta, îi pot sfătui, pot să fie alături de ei, îi pot asista într-o serie de inițiative și demersuri, ca niște observatori necesari, obiectivi și intuitivi. Poate să fie însă vorba doar de o simplă comunicare interumană, nevoia de a avea o persoană cu care să schimbe o impresie, ceea ce le va da sentimentul că sunt în mijlocul evenimentelor, că nu sunt uitați de lume, că nu sunt ignorați. Este un fel de pansament sufletesc pentru alte neîmpliniri sau pentru alte limite din punct de vedere social. Și aceste relații de prietenie, chiar dacă nu sunt foarte profunde sau nu sunt de drum lung, sunt pentru moment un bine necesar.